5 familii sărace din comuna Andrișin, județul Iași, au primit astăzi, 17 decembrie 2019, cadouri și alimente din partea Mănăstirii Hadâmbu, în cadrul campaniei Daruri în cinstea pruncului Iisus. Acțiunea filantropică s-a desfășurat la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, și a fost îndreptată către 30 de persoane nevoiașe. Au fost oferite alimente, lenjerie, jucării, dulciuri și alte bunuri care să aducă bucurie în primul rând copiilor. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, alături de o delegație de la Mănăstirea Hadâmbu, a intrat în casele modeste ale celor ce au beneficiat de daruri. Cu emoție și cu multă nerăbdare, pruncii l-au întâmpinat pe părintele stareț. Cu acest prilej, micuții au dialogat cu părintele Nicodim și au interpretat colinde. Să jucărie aici pentru toți. Sunteți cumințăi? Rugăciune știți? Îngerașul, Tatăl nostru, ce mai? Tatăl nostru. Și Îngerașul? Atât? Avea Domnul și atât. Și Împăratul Ceresc. Bravo, bravo. Aici, dacă puneți la frigidere, știu dacă o să țină aici niște carne, niște... Aveți frigidere? Aveți? Da, de fapt aveți. Curent, da, că am mai mușit, am mai luat un congelator, na. Azi, la țară, așa e bine la o altă asemenea, da? Familie trebuie să strângi. Da. Un vițăl, un porc, da? Da. Am avut vreo două găini, așa mi-o dat dihor la el, parcă sunt furagi, nu-s cumpărat. Aseară? Pe la trei noaptea. Încerc, ba. Încerc, mai că nu am spus. Dumneavoastră sunteți starețul de la Hadâmbu, nu? Da, de Milaneza, da. Nu știu unde e Mănăstirea Hadâmbu. Dar de ce? Nu a apucat să meargă. A, o să vinți la asta. N-am ieșit nicăieri din casă. Niște pături, niște... Aici nu, faceți niște cumpă la copii de astea uscați, cum se cheamă? Meri. Meri, vă dăreți, da. Mai sunt vreți. O da prost, părinții. Mai e vreme de colinde, se mai poate, se mai poate. Dacă sufletul rămâne cel mai mare dintre toate. Beneficiarii și-au arătat recunoștința față de acest gest nobil și au mărturisit că darurile sunt binevenite în contextul sărbătorilor de Crăciun. Am 9 copii, n-am făcut nici o metodă de să nu vin nici unul pe lume și de Dumnezeu străiesc, mă bucur de ei. Ce înseamnă darurile primite astăzi pentru ei? Nu știu cum să vă zic, îmi dau lacrimi, nu știu. Îmi pare foarte bine, nu știu. Nu pot să zic mai mult. Mulțumesc, bă, dar prost atât. Vreau să mă bucur de ei, că eu n-am făcut reruperi de sarcină, n-am luat pastil, n-am luat nimic. Cât mi-a dat Dumnezeu, atât am făcut. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a manifestat dorința de a continua sprijinirea familiilor sărace și greu încercate. O să rugăm pe oameni cu suflet mare să vă facem o cămăruță aici, o căsuță. Sper să ne sprijine să facem o căsuță aici. Și Iana, nu vă iese frig aici? A, tot de ce linge, ghea, frig, dar nici o geană. N-am nici o geană, avem nică. A venit și aici Crăciunul să ne mângâie surghiunul, ca de albă nea peste viața mea, peste suflet ninge. Prin intermediul campaniei Daruri în cinstea pruncului Iisus, Mănăstirea Hadâmbu dorește să-i sensibilizeze și să-i determine pe toți românii buni, harnici și darnici să înmulțească faptele de milostenie, mai ales în perioada sărbătorilor închinate nașterii Domnului. În același timp, prin acțiunile campaniei, așezarea monahală din Dealul Mare dorește să îndemne pe oameni să meargă personal în mijlocul familiilor greu încercate pentru a le oferi un dar și pentru a încerca să îi încurajeze. Campania este una de suflet și este îndreptată către câteva din sutele de cazuri sociale din județul Iași. Dumnezeu de sus în inimi ne-a pus fâlpâiri de stele.